Minge deviată ciudat și este penalti. Penalti pentru Poliaș. Ce greșeală, aș spune colectivă, în defensiva Sibiului. Raul Opruț, Popadiuc câștigă prin planul, prin exterior. Cred că în momentul în care i-a căzut piciorul lângă zonul lui Opruț, îl atinge pe Popadiuc, dar e penalti. Cred că îl atinge, e clar că îl dezechilibrează. Stoica este cel avertizat la această fază pentru proteste. Și spuneam, era nevoie de un gol pentru a se declanșa, să spunem, un joc mai ceva mai deschis. Andrei Cristea pregătit să execute, este un elan scurt pe care și-l ia decarul ieșenilor. Cristea șutează sus și tare, al șaselea gol marcat în 14 meciuri de Cristea, care, să nu uităm, are o bornă memorabilă în acest sezon, hat-trick-ul împotriva celor de la FCSB. Cristian scrie un gol extrem de important și putem spune că deschide scorul echipa care a insistat mai mult în această partidă.